consilier, dacă putem să ne auzim. Mai bine, cum ai de dragi mei. Da, eu nu țin să vin, trebuie să vin și eu. Aici, da. Bună ziua, domnilor consilieri, doamnelor, domnule primar, ați fost convocați în ședința ordinară conform dispoziției 283 din 8-a 12-a 2016, din consultarea condiciei de prezență din cei 13 consilieri care compun Consiliul Local. Sunt prezenți 9, dar am înțeles că mai vine, domnul Vrotă și Cipcă. În conformitate cu prevederile legii 215/2001, republicată, modificată și completată, privind administrația publică locală, așa cum ați luat la cunoștință din invitația primisă, o să vă prezint ordinea de zi. Și anume, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 17-11-2016, la punctul 2, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 9 decembrie 2016, la punctul 3, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Scoției de Bacău pe trimestrul 4 anul 2016, inițiator Anton Gheorghiță Cătălin, primar. La punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Scorțeni, inițiator primar Anton Gheorghiță Cătălin. La punctul 5, proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune numărul 1642 din 10 iunie 2010, încheiat între Consiliul Local Scorțeni și Act Tescani, pentru nerespectarea clauzelor contractuale, inițiator primar Anton Gheorghiță Cătălin. La punctul 6 avem proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare primire în administrarea Consiliului Local Scorțeni, județul Bacău, a școlilor din Comuna Scorțeni, și anume Școala Florești, Școala Veche Grigoreni, Școala Șerpeni și Școala Bogdănești, inițiator domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La punctul 7, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local Scorțeni pentru o perioadă de 3 luni. Este vorba de ianuarie, februarie și martie. Inițiator, domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La punctul 8, întrebări, interpelări, petiții și informarea Consiliului Local. Dau cuvântul domnului președinte, domnul consilier Ambăruș Mircea, să supună la vot ordinea de zi. Deci, ați ascultat punctele care le avem de ordinea de zi, supunem spre aprobare. Cine este de acord cu ordinea de zi? Dacă se abține cineva, împotrivă, nu. Dacă mai sunt și alte propuneri în afară de ordinea de zi, vă pun întrebarea din partea colegilor. Da, am eu o propunere. Vă rog. Vreau propunerea a adus un bancomat în... Da, s-a discutat data trecută, domnul consilier Treabă. Vreau să punem în discuții ca proiect de hotărâre cu aprobarea Consiliului Local. Da, data trecută ați spus problema asta, da. Există, înseamnă că n-ați studiat procesul verbal. Da, eu am studiat foarte bine, dacă stau și studiez foarte bine, dumneavoastră la ora asta nu trebuia să mai fiți reședință din ședință, din calculele făcute din data de 6 iunie, până acum decembrie. Dumneavoastră nu trebuia să mai fiți reședință din ședință luna decembrie. Doamna, deci, dacă facem calculi, să știți că așa este. Una este calculi, alta să cunoașteți legea, da? Dacă îmi dați voi, având în vedere lipsa domnului secretar, am discutat cu domnul primar, bineînțeles, acum să propunem președintele din ianuarie. Dar s-a stabilit regula prin care a fi președinte. Aici noi vorbim serios, nu ridem sub mustață.
Venim cu rugămintea să citiți 215 unde spune destul de clar. Se alege președinte de ședință pentru 3 luni ședințe ordinare, da? Da. Noi am avut 2, o lună nu s-a ținut. 3 luni, se spune destul de clar, ședințe. 3 luni. Da. Ședințe ordinare. Ați avut o lună în care n-a fost ședință nici ordinară, nici extraordinară, da? Da. Ei, atunci o să o facem noi păi și să o convocăm și când nu mai convoc cu domnul primar să fie făcut. Astea sunt alte chestii, dar v-am spus să fiți pe punct când discutați problema, deci, da? Deci președintele de ședință... Vă mai dăm plăcere acolo. Atât are dreptul pentru 3 luni, indiferent dacă sunt ședințe într-o lună de ședință sau nu. Da, deci 3 luni. Decembrie? Da. Nu, de bine cum am hotărât noi, în funcție de domnul secretar nu a fost, n-a venit de 2 luni aproape. Mai vine? Nu știm noi. Haideți să dăm drumul, da, noi da. Discutăm pe lumea asta la vedere că toate documentele au fost făcute cu președintele de ședință, Ambăruș Mircea, vă rog să aprobați documentele așa cum au fost făcute. Nu cred că, nu știu, am făcut ceva în neregulă sau este ceva în neregulă cu privire la asta. Da. Da. Bun. Putem să-i dăm drumul în situația asta? Da. Bine, atunci, mulțumesc. Păi trecem la punctul 1. Probabil că fiecare ați primit dosarele de lucru, da, și ați studiat. Deci, aprobarea procesului verbal din ședința ordinară de data de 17.11.2016. Cine este pentru? Împotrivă, ține domnul. La punctul 3, proiect de hotărâre privind, la punctul 2, aprobarea procesului, am spus-o, ați trecut de 2 ori. La punctul 3, la 2 ședințe, da. La punctul 3, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Scoțești, județul Bacău, domnul primar. Domnul președinte, dar să supunem la vot și punctul 2, ca să... Supunem la vot și punctul 2, da, al procesului verbal, când am avut ședința, dar din nou a 2. Cine este pentru? Aia e ședința ordinară. Extraordinar. Extraordinar. Da. Cine este pentru? Da. La punctul 3 i-am dat citire, domnule primar, aveți cuvântul. Dau cuvântul, doamne, contabile, să vă trecem cu situația pe domnul Stavie și de specialitate. Raport de specialitate. Subsemnă familie cu Alina Consilier, în cadrul compartimentului financiar contează la primăriei Scoții, dar în vedere. Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și modificările și completările ulterioare, legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală și modificările și completările ulterioare, adresa numărul 2937/29/2006 a Județul Bacău, adresa numărul 2996/5/12/2006 a Județul Bacău, adresa numărul 20445/13/12/2016 a Consiliului Județean Bacău. La partea de venituri, la secțiunea de funcționare, avem un buget de 2.976.000 lei. Cote defalcate din impozitul pe venit 30.000, sume defalcate din TVA 96.000, sume defalcate din TVA pentru echilibrare 221.100. La partea de cheltuieli, la secțiunea de funcționare, avem un buget de 3.621.076.000 lei. Cheltuieli administrație. De aici am luat o sumă de 72.000 lei. Cheltuieli cu bunuri și servicii, am luat odată 23.000, am pus pe alte bunuri pentru funcționare 23.100. La cheltuieli bibliotecă am luat 4.000 de lei și ne-am dus pe secțiunea de dezvoltare și am pus pe reabilitare și modernizare cămin cultural Grigoreni 423.000 de lei ca să achităm lucrarea de la Grigoreni. Da. Discuții, domnule consilier. Normal. Proiectul de... Vreau să știm mai clar cheltuieli administrative. 30.000 de lei. Pentru s-au cheltuit? Da, nu s-au cheltuit. Se iau de acolo. Se iau. Să vă explic. Dar ce este vorba? Să vă explic de ce este vorba. Noi știți că am vrut să contractăm un împrumut de la CEC. Ca să plătim diferența de sumă la Grigoreni și tot ce trebuia plătit. Ei, gândi de la CEC, din câteva luni, tot tergiversează împrumutul. Noi suntem în perioada finală, când până pe 22 trebuie să avem plățile făcute ca să depunem documentele la FIR și am tăiat tot ce am putut tăia din buget, de la ce ați văzut dumneavoastră, cei cu minus acolo, ca să adunăm suma necesară și putem să plătim, să nu mai luăm împrumutul de la CEC și scăpăm și de dobândă și suntem și în termen.
Deci vom plăti de la noi banii de la FIR la anul, când vor veni și vor fi virați în contul primăriei, intră nou în buget și putem folosi la anul la alte obiective de investiții. Și nu mai dăm nici dobândă la CEC. Vă dați seama că de atâtea luni nu mai putem să stăm să pierdem și banii europeni. Dacă tot am găsit la noi în grădina noastră, plătim de la noi. Știți cum era mai bine? Aici, în dreptul la fiecare sumă, da, să fii scris exact de unde i-ați luat și cum i-ați luat. Îți vin buget, dragule. Sunt listele din buget și au fost prins de la început de an și ce-au rămas. Ăia care au rămas, am adunat grămadă acum. Deci luați de pe fiecare bugetul și poate verifica, este, uitați aici, cum e făcut de contabilitate. Domnul primar, dacă îmi permiteți. Deci la construcția bugetului la început de an se pun sume, da? La finele anului noi știm despre ce este vorba, cu ce bani am mai rămas în pușculiță și în situația în care la rectificarea de buget unitatea administrativă a primit ceva bani, făcând un calcul și scoțând cum avem aici, la partea de cheltuieli, 30.000 de lei, toți banii adunați, am venit foarte frumos la suma care trebuie să o punem către Rom Constructor, 423.000. Ceea ce înseamnă că nu mai plătim dobândă, să facem împrumut la CEC, iar problema cea mai frumoasă este că acești bani, când AFIR-ul vine și finalizează treaba, vor veni în pușculița unității administrative. Deci nu din lipsă de modestie, când am construit bugetul pe 2016 la început de an, vedeți dumneavoastră că acum ne rămân bănuții ăștia. Dacă dumneavoastră, eu vă dau dreptate, sunteți la început de drum, nu înțelegeți de unde, ce și cum, vă rog frumos, vă rog frumos, deci să le aduceți, le faceți, faceți în punte și să știți de unde, ce și cum, da? Dar acum cred că ați înțeles. O parte din bani, deci ați văzut că sunt trei adrese, două de la Finanțe Bacău și una de la Consiliul Județean, de care am primit bani. De la Finanțe Bacău am primit 272.000, deci odată sume din TVA pentru echilibrare 158.000 și cote din impozitul pe venit 18.000. Și 96.000 am mai primit la indemnizații persoane cu handicap. Ei, banii ăștia noi i-am asigurat din bugetul local pe parcursul anului și am achitat. Noi acum doar recuperăm banii. Deci 96.000 cu 158 și cu 18, 272.000 care mi le-a dat Finanțele. Ieri am primit adresa Consiliului Județean, din care am primit 75.100. S-au făcut în total 347.100. Ei, nouă pentru să achităm căminul de la Grigoreni, ne trebuie 423.000. Deci, diriginte de șantier, Rom Constructor, firmă de consultanță și proiectant. Ca să ajungem la 423.000, am tăiat de peste tot, de la salarii, de pe fiecare articol aliniat, de la bunuri și servicii. Nu, ascultați un pic. Asta vrea să spună. La cheltuieli administrative, la prima rubrică, da? 300.000. Ce reprezintă cheltuieli administrative? Se referea la fiecare, adică ce spune? Să știm de unde sunt. La asta s-au referit. Să știm de unde sunt banii. Salarii de bază. Așa, păi la aia am vrea explicația, înțelegi? După aceea sunt indemnizații consilieri. Corect, asta. Alte drepturi salariale. La asta se referea. Da, bine, haideți să vedem de fiind așa, da? Dar astea reprezintă tot ce am trecut eu aici, un singur cot. Domnul președinte, un pic să ne explice. Da, doamne, foarte frumos. Data viitoare că s-a mai pus problema. Acolo sunt niște coduri, ei vor să fie la doamnă, deci am spus-o destul de clar. Data viitoare, când mai veniți și vi s-a mai spus lucrul acesta, da? Când veniți, nu mai veniți cu coduri. Explicați exact rugăciunea întreagă. Dom'le, ăștia 3.284 lei s-au luat de la ordine de scoasă și poate asta, da? Asta e toată treaba și să nu mai purtăm chestia asta. Deci, acum, ați înțeles despre ce se vorba. Supunem spre aprobare punctul 3. Da? Ce este pentru? Să abținem pentru... Deci, aprobat, domnul. La punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru aparat de specialitate al primarului. Domnul primar, aveți cuvântul. Așa. Expunere de motive.
primarul Comunei Scoțeni, județul Bacău, având în vedere articolul 23 din legea numărul 188 pe 1999 privind statutul funcționarului public și republicată cu modificări și completări ulterioare, ordinul numărul 7600 din 2006 al președintelui Agenției Naționale Funcționarilor Publici privind aprobarea instrucțiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice, raportul numărul 4263 din 8-12 la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice pe anul 2017 pentru aparat de specialitate al primarului Comunului Scoceni. Propun supunerea spre aprobare în ședința Consiliului Local numărul din 15-12-2016 a proiectului de hotărâre privind planul de ocupare al funcțiilor pe anul 2017. Da. Ce se spune proiectul de hotărâre? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Scoțeni. Primarul Comunei Scoțeni, județul Bacău, având în vedere articolul 23 din legea numărul 188/1999, prin statut funcționarul public și republicate cu modificările și completările ulterioare, ordinul numărul 7600 din 2006 al președintelui Agenției Naționale Funcționarilor Publici privind aprobarea instrucțiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice, raportul numărul 4263 din 8-12-2016 la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Scoțeni, întâlnirea articolul 36, alineatul 2, litera B, raportat la alineatul 4, litera A, articolul 45, alineatul 2, litera A, articolul 48, alineatul 2 și articolul 15, alineatul 1, litera B, din legea numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. Prezentul proiect de hotărâre se va supune aprobării Consiliului Local în ședința ordinară din 15-12-2016. Da. La mapa dumneavoastră aveți anexa la prezentul proiect de hotărâre. Acolo sunt funcțiile publice pe care le-am trecut în această machetă. Da? Sunt funcții publice de execuție și o funcție publică de conducere, acolo unde este domnul secretar Danilo Vasile. Pentru acest plan de ocupare se face anual, deci la sfârșitul anului, de exemplu acesta, pentru anul viitor. Deci pentru anul viitor, deci avem funcții publice vacante și din toate aceste funcții publice vacante o să recrutăm un post pentru urbanism. Da? Deci, din această cauză se întocmește planul de ocupare pentru anul 2017. Da. Păi, ați ascultat discuții în urma răspunsului de motivare a domnului primar, proiectul de hotărâre. Dacă sunt discuții, dacă... Da? Aici, la numărul de funcții publice vacante. Primul, auditor, clasa 1, grad profesional principal. Ce înseamnă? Da. Deci vreau să ne explicați, că nu știm ce înseamnă. Dumneavoastră ați aprobat în septembrie, parcă, în statul de funcții. Ia. Ați aprobat chiar dumneavoastră. Și este... este trecut auditor public. Eu l-am preluat exact din statul de funcții aprobat de dumneavoastră și de întocmite... de domnul secretar. Da, da, deci auditor deci public... Ce înseamnă auditor clasa 1, grad profesional principal, un post vacant? Deci este prevăzut. Este prevăzut. Ce înseamnă ca structură? Ca funcție publică, așa ni s-a impus să prevedem în statul de funcție auditor public. Când vine... Și administrator public, dar administrator public văd că este contractual prevăzut în... Da. Auditorul public și funcții de control la nivel de primărie. Da. Da. Dacă mai e vreo întrebare, dacă nu se supunem la vot, cine aici este pentru? Aici sunt doar funcțiile publice, nu cele contractuale. Cine este pentru? Doar este prevăzut ca și post vacant. Împotrivă, se abține cineva? Aici sunt mai multe posturi vacante, dar dintre toate cele care sunt vacante, pentru anul 2017, doar un singur post se solicită pentru recrutare. Pentru recrutare. Doar unul singur pentru urbanism. Sigur. Deci cine este pentru? Pentru să înțeles. Între funcție publică și cele contractuale. Statutul funcționarului public
diferă, regim sigur. Da, strict, iar cel contractual, da. Bine, că și funcția publică are avantajele și dezavantajele. Haideți să le discutăm, de aia să le discutăm, v-am spus că mergem, da? Cine este pentru? Împotrivă, se abține? Bun. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind rezilierea contract de concesiune numărul 1642/10/06/2010 încheiat între Consiliul Local Scorțeni și Acte Scan pentru nerespectarea clauzelor contractuale. Deci este vorba de domnul Ilaș aici, da? Domnule primar, aveți cuvântul. Da. Expunere de motive privind rezilierea contractului de concesiune numărul 1642/10/06/2010 încheiat între Consiliul Local al Comunei Scorțeni și Asociația de Prescători de Taurine Tescan pentru nerespectarea clauzelor contractuale. Subsemnat Antonin Gheorghiță Cătălin, primarul Comunei Scorțeni, județul Bacău, având în vedere adresa numărul 15/26/10/2016 a președintelui Asociației Prescătorilor de Taurine Tescan, raportul de specialitate numărul 4255/7/12/2016 doamnei Tănase Niculina, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Scorțeni, județul Bacău, contract de concesiune numărul 1642/10/06/2010, capitolul 6, articolul 6, litera E din contractul sus menționat, încetarea contractului de concesiune poate avea loc din motive de forță majoră sau caz fortuit când concesionarul se află în imposibilitatea de a continua contractul prin renunțare fără plata unei despăgubiri. Din actele normative ulterioare, încheierea contractului de concesiune reiese imposibilitatea asociației de a-și respecta obligațiile financiare către OAT Scorțeni de la data 1.1.2017, redevență și impozit pe teren. Propun rezilierea contractului de concesiune. Menționăm că pășuna comunală ce face obiectul contractului de concesiune se află în domeniul privat al OAT Scorțeni. Da. Discuții. Dumneavoastră ați discutat în comisii probabil acest proiect. Am avut proiectul ăsta, l-am avut ca pe o grămadă de timp. Când a venit domnul inginer, mi s-a dat o copie a contractului de pășuni, dar lipsă o foaie, care o văd acum în momentul ăsta, ultima foaie. Adică există aici așa ceva. Deci la pagina 2 de 3, da, vă referiți? Da. Această pagină domnul inginer n-a vrut să mai arăt. Când a fost problema cu Pavel Vasile și cu știți bine, domnul președinte, dumneavoastră și consilierii care au fost, această pagină nu s-a arătat ca să nu știi pe unii calcăm, ca să știți. De acolo, domnul Pavel. Da, și vreau să mai zic eu ceva, dacă se poate. Da, sigur, ca să vă citesc, domnul primar, cam acum undeva un an de zile, când a fost treaba cu tânărul întreprinzător Ondu Iulian, s-a venit să discutăm dumneavoastră și chiar dumneavoastră a spus atunci că dacă se rezilează contractul, primăria pierde bani și este obligată să dea înapoi, nu înapoi, este obligată în conform contractului cu plata unei despăgubiri. Noi da? Domnul primar, care a fost atunci viceprimar. Da. Întrebarea este, cum puteți iniția un proiect când chiar dumneavoastră a spus că primăria pierde bani? Una la mână, doi la mână. De ce n-ați spus de ce n-ați propus rezilierea contractului cu punctul B, în care spune, în cazul contratării unor abateri grave ale concesionarului de la îndeplinirea obligațiilor contractuale prin rezilierea unilaterală de către concedent și cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului. Atâta timp cât societatea respectivă a făcut un contract pe 10 ani de zile, bănuiesc, vis-a-vis de aceeași problemă cu ăsta de la Gregorin. Da. Cu... Da. Nu. Deci vis-a-vis de construcția de la Gregorin a căminului cultural. Nici acolo n-a fost, cum zic eu, deci s-au depășit lucrurile, a fost un contract, trebuia să se mențină, da? Respecte. Să se respecte. Așa și aici. Deci putea să puneți măcar punctul B din încetarea contractului la articolul 6, da? Da, nu. Ce pot să vă spun? Știu că domnul Ilaș a venit cu adresă la noi, acum două săptămâni, o aveți în față, sau doamna trecută, așa, prin care de nu cu contractul, deoarece legislația din vigoare și s-a schimbat și
din subvenția nu se mai ia pe asociații, se ia pe persoană fizică și dânsul să plătească o anumită sumă la primărie, dacă nu recuperează banii de la oamenii care sunt așa, nu mai are posibilitatea de a plăti banii la primărie. Și au venit cu propunerea, o supunem în Consiliul Local, și la articolul la punctul E spune în cazul de forță majoră sau caz fortuit, prin concesionarul se află în imposibilitatea de a continua contractul prin renunțare fără plata unui despăgubiri. M-am interesat și la alte primării, așa au făcut, nu suntem numai noi în situația asta, se realizează contractul din toată area. Deci, ați inițiat un proiect pe care exact vă contrazice de acum un an de zile. Primăria pierde bani și așa este, da? Da, la momentul ăla era altă satisfacție. Atunci, vă spun eu ce, era domnul Abăruș primar, noi consilieri, aveam și calitate de consilier când eram viceprimar, ne-am întâlnit într-o seară aici, am venit cu toții și discutăm problema intrării dumneavoastră în asociație. Bă, dumneavoastră, dați fost și dumneavoastră, băiatul care e în gondul, în asociație. Au fost în... Nu? Spuneați că nu vă primești animale în asociație. Atunci ce v-am explicat? Că v-am spus că din concesiuni, că avea contract, el avea concesiune până în 2020, și l-are și acum, așa că nu se poate face cesiuni, că a solicitat o suprafață de teren. Așa. Ei, atunci legislația în vigoare, care era legea care îl ajuta sau ajuta asociația, banii primeau de la guvern, sau de unde primeau, de la APE, îi primea dânsul și dânsul făcea cheltuielile și avea angajați văcari și ce avea așa. Ei, acum legislația de anul pe anul ăsta, chiar eu am pus-o în discuții la Bacău, acum o lună de zile, când a fost domnul ministru a zis că legislația s-a... Deci pe anul ăsta e de la începutul anului. Și da. La începutul anului avem... Da, acum a rezolvat... O cerere pentru aceeași problemă, care... Da. Nu s-a rezolvat. Da. În momentul care de asta, să spunem că să ajunge la rezilierea contractului. Da. Alte soluții pentru... cetățenii care iau animale în zone pentru a face, aveți și alte soluții? Se poate face, deci, un amenajament pastoral, care așa, alte concesiuni cu alte societăți care se scoatem la licitații, cu alte sume, să participe la licitații publică, oricine care este puternic financiar și poate are... Da. Să fac așa. Și terenul devine liber de sarcini acum, după... Noi primărie, amenajamentul pastoral. Nu implică cheltuielile la primărie? Amenajamentul pastoral, din ce m-am interesat și când v-am spus anterior că am purtat o discuție cu domnul ministru la Bacău, deci va fi subvenționat de către stat. Vor veni bani la primărie. Și acum, de exemplu, un an de zile, de ce nu era subvenționat de către stat? S-a schimbat legislația, domnul Pavel. Asta am întrebat, asta vă pot spune. Da, guvernul hotărăște când subvenționează o anumită... Da, dumneavoastră este legislativul hotărâți, eu v-am expus care este problema, supuneți pe aprobare. Dacă mai e cineva cu vreo problemă să revințe, dacă nu supunem spre aprobare și vedem despre ce și cum, da? Noi supunem spre aprobare. Cine este pentru? Cu acest punct, cu expunerea de motive și proiectul de hotărâre al domnului primar. Cine este pentru? Se abține cineva? Este împotrivă cineva? Împotrivă, sigur. Și cine este pentru? Pentru ce? Pentru rezilierea contractului, da? Pentru proiectul care l-a inițiat domnul primar. Deci, încă o dată, cine este pentru? Haideți să vedem. Așa. Dacă se abține cineva, o persoană, două, așa, împotrivă. O singură persoană. Da. Mergem mai departe la punctul proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare primire în administrarea Consiliului Local Scorțeni a școlilor din comună, și anume Școala Florești, Școala Veche Grigoreni, Șerpeniu și Bogdăneștiu, inițiatorul domnul primar. Domnul primar, aveți cuvântul. Expunere de motive. Având în vedere hotărârea Consiliului Local numărul 34 din 28.9.2011 privind aprobarea protocolului de predare primire privind administrarea patrimoniului de învățământ a școlii cu clasele 1-8 Scorțeni, a următoarelor clădiri de școală, după cum urmează. Clădirea Școlii Florești, clădirea Școlii Veche Grigoreni, clădirea Școlii Șerpeni, clădirea Școlii Bogdănești, aflate în domeniul public. Adresa numărul 1480/2016 a Școlii Gimnaziale Scorțeni, prin care s-a hotărât în ședința Consiliului de Administrație numărul 27 din 23.11.2016 predarea și încheierea unui protocol de predare primire a clădirilor menționate mai sus.
Față de cele prezentate, propun Consiliul Local Scoțeni acceptarea preluării în administrarea patrimoniului primăriei Scoțeni a celor 4 clădiri în vederea urgentării efectuării unor demersuri pentru 3 clădiri, clădirea școlii Veche Grigoren, clădirea școlii Șerpeni și clădirea școlii Bogdănești, conform legii pentru demolare, întrucât sunt în stare avansată de degradare, iar pentru clădirea școlii Florești, intenționăm să o renovăm, urmând ca aceasta să fie destinată activităților culturale, educative pentru tineri și cetățenii acestei comune. Proiectul de hotărâre întrunește condiții legale și de oportunitate, astfel că propun dezbaterea și aprobarea sa în ședință ordinară din data de 15.12.2016. Da. Discuții. Dacă nu sunt. Cine este pentru atunci supus spre aprobare? Împotrivă se abține cineva? Unanimitate. Da, mergem mai departe. Venind alegerea președintelui de ședință, da, Consiliul Local pentru o perioadă de 3 luni conform articolul 35 din legea 25/2001, republicat cu modificările și completările ulterioare. Domnule primar, aveți cuvântul. Din ce știu că s-a discutat la ședințele anterioare, în ordinea vârstei, descrescător, da? Da. Următorul, după domnul Abăruș, ca vârstă, cine este în care? Domnul Hagiu, da? Domnul Hagiu, păi s-a făcut verificările astea. Da. Domnul Hagimă, deci propune pe domnul Hagimă că este. Da. Cine este pentru? Cine împotrivă? Unanimitate. Și acum trecem la punctul plăcut al ședințelor. Întrebări, interpelări, petiții. Da. Domnul Zanfirescu, puneați dumneavoastră din protocol ceva? Da. Da? Acum nu știu acum dacă eu, domnii consilieri, sunt de acord. Ca și noi în ședință să avem o sticlă de apă minerală, câteva pahari. Da, e o chestie de bun augur pentru toată lumea, cred. Nu s-a obișnuit până acum, din cât am văzut în ședințele care am fost. Știu că la alte primării se obișnuiește, așa ca o mică chestie, nu e ceva o aberație. Înseamnă că la început de an să prevedem bani în bugetul local, da, și pentru. Dacă asta vreți să spuneți dumneavoastră, da? Și o discuție tot la fel este cu un bancomat, din ce am înțeles că dumneavoastră vreți să... Da. Și este, mi se pare util. Demersurile necesare o să le fac ulterior după ședință, ca să pot să mă duc pe la bănci, pe la cecuri, care... Faceți să scrieți niște condiții, poate mi se aveți niște condiții, să se preteze și locația, pe niște camerele care le avem, să le orientăm astfel, deci să vedem. Să vină exact, propuneri și exact, dacă dânsii... Asta este pentru comunitate, nu este a mea personală, eu, toți colegii suntem aici, o chestie bună. Putem să poate acum vreau și putem, dacă dânsii își dau acordul și găsim clădiri care se pretează, putem să o dezvoltăm pe toată area comunei, pe măcar pe cele 3 sate mari. Foarte bine. Să fie și pe Grigoreni, dacă terminăm căminul ăsta și putem să facem pentru așa, sau și pe Florești, la biserică, nu știu, ca altă locație, sau la cămin. Undeva, deci, dar trebuie să... E o propunere bună, dar trebuie să verificat ca și puncte și în funcție de... Eu vă spunem toate chestia asta și spunem adresele care le sunt bazii noastre, că trebuie să cred că și interesul dumneavoastră este, nu este meu personal. Este a comunității. Da, foarte bine, foarte bine. Alte probleme. Domnul Hagimă? Da, m-ai întrebat, am vorbit și la ședința trecută, despre balastarea uliților din sate. Știți ceva? Care e situația? Da, s-au făcut demersuri necesare, s-au scos în jur de 1200 de metri cubi de balastru, care s-au băgat în depozit, deoarece vremea nu le-a permis să scoate mai devreme, am făcut un depozit aici, și s-au reparat cât de cât, porțiunile unei au fost foarte degradate. Urmând ca la anul din resursa de balastru care o avem aici... Adică alea unde erau neapărat necesare balastare, unde au fost... Păi, am văzut aici undeva în spațiu, nu că spun că e rău. Da. Dar parcă aici era destul de bine. Am văzut într-o zi că se mișca... Doamna Mici, mi-a degradat în spațiu aici? Ba da, nu știu. Erau rău. Deci am luat în calcul că în funcție de resursele financiare care le aveam la momentul actual, să pot să am balastru în depozit ca să facem o treabă de calitate la anul. Cu un cilindru, am pus balastru doar ca să remediem situațiile grave. La biserică, la Grigoreni, s-au pus și la intrare la Florești, o mașină în Scorțeni, s-au pus mai mult, că a fost mai degradat după ploaie Scorțeniu ca Grigoreniu. Am cerut tot atunci că să fim și noi consultați unde se pune mașina asta de balastru. Se poate, se aprobă chestia asta? Deci, dar la Grigoreni s-a pus la Sandu Numărean. Da, acolo unde a rămas mașina asta cu gunoaiele, s-a pus ceva?
într-o zi, domnul primar, știți că a fost o dacă problemă... Dacă nu s-o pus, o remediem, știu. Așa. Dacă nu s-o pus, o remediem, ca ambala, cu amintiu eu. Acolo, și mai sunt mai multe... Dar așa v-am spus, da, spus că... Funcție de resurse, și pe aia trebuie să-i plătim. Dar cu consultarea consilierilor din sate respective, sunteți de acord? Păi da, atunci când se pun, fiecare, eu zic că un consilier știe mai bine ca... Da, pentru că noi am spus și satul mult mai bine. Da, când o să începem balastarea pe Udice, stabilim din comun acord tot în pășin local. Păi tocmai de asta. Așa și o să facem pe oameni. Da, alte probleme. După cât e vrut, domnul primar, aveți domnul coleg de la vostru, vă rog, vreau să-i dăm cuvânt, să prezinte. Mai întrebare, dați-mi voie să mă opresc și să vă salut. Bună dimineața, numele meu este Marius Lungu, sunt agent de poliție din cadrul postului de poliție Scorțeni. Nu am idei generale de prezentat, doar vreau să mă adresez reprezentantului școlii, câteva probleme, nu știu cine, din păcate nu cunosc situația operativă foarte bine, sunt la început de drum și eu. Asta vreau să discutăm despre reprezentantul școlii. Aștept propuneri, sugestii din partea dumneavoastră adresate poliției Scorțeni. Eu mi-am scutuit câteva idei. Furtul de lemn, în primul. Da, o să furtul iau... de lemn este primul. Să mă, da, ok, o să mă care trebuie. Toți care iau, tot aceea și iau, nu sunt plini, degeaba să dau amendă, dacă mă duc eu. Nu știu dacă sunteți de acord, puteți să dați un număr de telefon, colaborăm împreună, dacă e și vrea să aveți... Propunerea asta am venit aici. Propunerea asta am venit aici. Lăsați-l pe domnul acest să spună ce este spus și după care îi punem întrebări. Lăsați-l să vă dați. Singura problemă, aș vrea să mă adresez celor de la școală, fiind o comună străbătută de drumul județean, inspecția națională, pardon, sunt frecvente accidentele și de aceea ar fi bine cei de la elevii să fie atenți când traversează. Deci modul de a traversa, din păcate, noi am făcut demersul celor de la Prefectura Bacău, instalarea unor indicatoare în punctele de avertizare, în punctele critice, modul de a traversa copiilor, specii de pietoni, tufițarea unei patrule școlare. Haideți să vă explic, că eu sunt... Lăsați-mi, dacă ați terminat. Deci, monitorizarea copiilor din partea profesorului coordonator sau învățătorului, sunt pece în timpul orelor. Precum și, nu știu dacă s-ar putea să greșesc, dacă există în autobuz un profesor care să monitorizeze la fel transportul copiilor de la domiciliu și la școală și invers. Da? Ar fi de preferat, am înțeles că în alte comune există așa ceva, pentru că s-au întâmplat frecvent accidente. Copiii fac ce fac, șoferul nu poate fi atent, el trebuie să-și vadă de condus și se întâmplă accidente. Da. Domnule agent, o să aveți numele doamnei director de școală, cu care sunteți la legătura să discutați toate aceste probleme. Iar în situația în care apar năcazuri, ne lăsați un număr de telefon și putem să vă ajutăm cu mare drag. Am înțeles că dumneavoastră ați venit acum interior. Da, și da? Deocamdată. Domnul Mihai, am înțeles. Da. Bine. Acum, dacă aveți vreo problemă să-i puneți o întrebare, să treceți. Să mai vorbească. Pentru fiind la început. Stă jos. Colaborarea între școală și primărie se face pe bază de protocol. Da. Deci și pe baza întâlnirilor pe care dumneavoastră ca și reprezentant al poliției îl veți avea cu fiecare ciclu de învățământ. Da. Veți încheia un proces verbal. Deci vreau să vă veți face un opis cu ce anume vreți să puneți în discuție și să prezentați elevilor în funcție de nivelul vârstei. Cu reguli de circulație, cu tot ce credeți dumneavoastră că trebuie din partea poliției informați copiii. Veți merge la învățământul primar, la învățământul gimnazial și chiar și la cei micuți de la grădiniță. Da, ei, cu oricare întâlnire, astea sunt obligatorii pentru fiecare semestru. Deci la începutul semestrului obligatoriu se face un instructaj din acesta. Cadrele didactice și responsabile de la școală au din 3 în 3 luni procese verbale încheiate, dar și de la poliție. Deci la începutul anului școlar, la începutul semestrului 2, acum în februarie, se fac aceste procese verbale, întâlniri efective. În afară de ce înseamnă reguli de circulație și se mai fac, să aveți în vedere, se mai fac la întâlnirile cu elevii și discuții privind infracționalitate,
droguri, am înțeles. Tot. Deci e, vă faceți dumneavoastră, da. Vă faceți dumneavoastră în funcție de cazuistica zonală și națională și întâlniri cu elevii. Da. Dar orice întâlnire trebuie făcut un proces verbal. Pasatul. Deci întotdeauna este protocol între primărie și Pasatul. Da. 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 Trecerea de fiecare, eu deja am zis-o, de acum vreo două luni, ar fi indicat, cred eu, din partea dumneavoastră, pe lângă faptul, pe lângă chestia de a administrui codul, eu zic că și dumneavoastră că vin măcar o săptămână, două, să stați împreună cu ei. Da, cu graficului. Dacă stă în, dacă da. Mai stă da, da, dacă mai stă în puterea dumneavoastră, eu aș fi, eu aș cere limitarea aia de viteză. Am spus că mai stă în puterea dumneavoastră. Și încă o problemă, dacă poate nu știți, în satul Florești, mai sunt copii care se duc și, deci, la școala din Tescani. Au un mijloc de transport, da. Dar nu știu din ce cauză și asta, îi obligă pe copii să traverseze în intersecția mare, unde nu există trecere, nu există, în fața crâjmii și așteaptă acolo. Deci trebuie, nu știu, luați legătura și colegii de la Berești și asta să obligi. Șoferul să oprească, deci da. La vechea poziție unde... Mai bine vine șoferului să facă o, în intersecția aia o manevră decât să treacă toți copiii strada unde este da, foarte circulat și da. Să evităm accidentele. Am și o problemă pentru mine personală. În ședința din data de 17, luna trecută, da. La proiectul de hotărâre a domnului primar, care a fost cu datele de și obiceiurile, și cu proiectul de hotărâre care s-a făcut pentru ISU, ca să se facă actele și s-a făcut, da. Eu am ridicat mâna pentru da și nu s-a specificat în... Deci, normal, procesul verbal... Nu s-a specificat. Vă rog frumos să specificați pentru că eu am fost de acord cu așa ceva. Restul care... Și ce mai vreau să mai spun? Să nu mai ducem când spunem prezența. Hai, repte, da, nu, nu. Care este pentru frumos? Spune de 7 ori da. Nu următorul și tot așa ce s-a abținut. Ca să putem să ne înțelegem, ca să, să se poată consemna în registrul de acolo. Acum am eu o problemă, suntem aici, domnul consilier, că văd că Tomă sună rog constructorul și nu i-a spus la telefon că suntem în ședință și nu este frumos. Dânsii tot fac presiuni și spun că este ilegal să le dăm diferența de 1,5 miliarde care le-a ieșit în plus. Eu vreau să am părerea dumneavoastră acum filmată, dacă sunteți de acord cu treaba asta sau nu. Eu sunt de acord cu... Eu sunt de acord cu adică îi puteți da judecată pe primar. Da. E o sumă care a ieșit, banii sunt cheltuiți legal, eu nu vreau să-mi asum singur treaba, suntem o echipă, ori da, ori nu, ca să știu. Ce am de făcut? Supuneți pe aprobare, cine este pentru? Este timpul foarte scurt, mi se solicită un act adițional să-l semnez. Eu l-i semnat, îl semnez, dar nu l-i fac plata. Dar vreau să am acordul dumneavoastră pentru a nu bloca investiția primăriei și mi-a dat acordul. Investiția așa mare și dacă reiesc banii sau că... Act adițional, deci... Deci lucrarea a trebuit dusă la capăt, materiale mai puțin trecute pe proiect și mai mult în teren. Au fost acum, vinerea trecută am convocat comisia de recepții, au venit domnii de la ISC, mi-au venit experți de la Consiliul Județean, din primărie, au fost acolo, au fost și invitați, proiectarii, tot. Deci s-a constatat că lucrările sunt făcute, dar suma este... și-au licitat mai mică. Mi-au cerut valoarea finală, dar să vă spun de ce. Ei au licitat 7 miliarde și ceva, valoarea finală a investiției este din 9 miliarde și ceva. Ca să putem să avem o carte funciară, măcar trebuie să trăiesc valoarea reală. Deci nu vom putea folosi obiectivul dacă nu avem carte funciară sau dacă nu îi se dă destinația chiar dacă îl ai fizic. Eu vă mai întreb ceva. Da. Este ilegal ca ei
trebuind să respecte caietul de sarcini care e suma respectivă. E legal ca la sfârșitul treburilor, când s-au terminat în 99%, să vină să mai ceară 1.600.000. Deci n-au cerut în minus. Dacă facem aici, da, acoperișul, da. Vedem că nu ne ajung bani. Venim la domn primar, vorbim, dar nu numai cu domn primar. Trebuie să vorbim inclusiv cu Consiliul, pentru că Consiliul votează bani, da, dacă e să se dea. Aici a greșit. Eu dacă mi-asum, v-am cerut părerea dumneavoastră. Coordonatorul de credit principal poate să semneze contractul, dar eu vreau să fiu transparent cu dumneavoastră ca să știți despre ce este vorba. Deci, eu pun în balanță așa. În loc să pierdem 9 miliarde, deci noi să nu ducem proiectul la capă și să ne ia firul banii înapoi, deci, și cine o da să ne ia înapoi și la anul, să nu avem bani. Și ăștia care îi plătim să rămână duși la ei, oricum trebuie să, așa, eu zic, că normal la o construcție care rămâne, o cotă parte a primăriei, dacă este legal, cum a spus și dumneavoastră, eu zic că ar trebui să ne asumăm și noi ceva. Dacă cineva vine la mine acasă și îmi face casa toată și eu nu pot să pun niște termopane din banii mei, deci asta e părerea mea. Dumneavoastră aveți dreptul să fiți de acord cu mine sau nu. Eu m-am mai întrebat ceva atunci, a mai fost discuția asta. Da. Când a fost și s-a zis că a venit la domnul Nici așa a vorbit, da? Da. S-a făcut precizarea, au fost expuse chestiile astea. Dar dirigintele de șantier care răspunde și este plătit de primărie pentru proiectul de investiții Grigoreni, da, la fiecare etapă, și ISC-ul, care constată lucrările ascunse, care sunt în teren, care iau probe la beton, au constatat că materialele sunt. S-au făcut procese verbale, stai să vă explic, procese verbale pentru aceste materiale, cum se spune, am un lapsus, de proiectare, deci un aviz al proiectantului pentru modificare de proiect, ca să pună materiale care au lipsă din proiect, deci ca să-l duci până la capăt, că rămâneam la faza de centură. Înțelegeți? Dar de ce nu s-au oprit la faza de centură în momentul când văzut că nu mai au bani? S-au terminat bani. Deci nu s-au oprit, vinea, prezenta toate chestia asta, că vinea comisia, comisia care poate parte, vineau să... Bine, eu acum înțelegeți că Consiliul Local... Care a fost motivul de s-a forțat... Pentru că trebuia pus la termen. Nu, vă spun eu. Termenul de execuție a fost până în iulie. Când am văzut că nu-i gata, am încercat la mai prelungit o dată. Și l-am prelungit până și tot. Nu și-au respectat. Dar din ce cauză a fost? Păi din cauză că cum să faci o recepție la ceva care nu este. Nu trebuie să ducem la capăt. Ei n-au avut un termen de finanțare. Deci, am înțeles. Dorim construcția și nu mai face oraș așa, mai trebuie oraș până înainte. În partea noastră, dar ei nu, când a fost treaba de termen. Noi să prelungim, să ne implicăm cu credite și cu de asta, ca să putem să facem față. Eu v-am expus. Dumneavoastră, cum ați spus, da sau nu, și eu... Dumneavoastră, știți ce este legal a face un act adițional pe un proiect european? Nu. La proiectele europene... Proiectele europene se fac acte adiționale? Nu știți să aveți cunoștință deci, treaba asta? Fondurile europene, a firul nu decontează toată suma, el decontează doar ce o a avut pe ofertă. Galul a finanțat 200.000 de euro, atât. 170. Aproape cu tot cu actice. Diferența... Nu, știți cum trebuia să se procedeze? Romconstructul, în momentul în care a ajuns și el trebuia să-și facă o antecalculație, în momentul în care a ajuns și a... La un moment X, domnule, până la acoperiș sau fără acoperiș sau fără centrală, trebuia să vină și să spună în felul următor, domnul meu, ăia 6 miliarde 900, îs aici. Dacă doriți să continuați, trebuia făcut-o. Deci, domnule, trebuia separat, alt contract, cu... Nu era obligatoriu să se termine cu rom constructul, putea să se... Deci automat... Nu e adevărat! Lucrările ulterioare se pot face cu orice alt constructor. Ei au sesizat... Odată ce eu scot la licitație diferența de lucrare, nu mă mai obligă nimeni contractual să continui cu aceeași lucrare. Doamna Vici, ei au venit la primărie la un moment dat și au spus că ca să echilibreze bugetul, au venit cu niște propuneri la proiectare. Știți că nu dădeam de proiectare. Da. Construcții, și v-am mai spus, construcțiile este europene, nu poți să schimbi, să ieși în aspectul zonei. Deci ei au venit cu solicitarea ca acoperișul, în loc să fie Itego, ăsta să fie cu tablă, că era la jumătate de preț. Fondul european nu i-au permis asta. Tâmplăria care s-a pus, este trecută pe proiect de lemn. Au venit cu solicitarea la proiectare și dea, să pună de... plastic de TVC, pui imitații de lemn, dar tot la același aspect, nu i-au permis. Deci, sunt foarte legit cu fondurile europene. Și la fiecare pas, le-a ieșit
o anumită sumă în, în plus. Acum eu... Domnul primar, dar v-a explicat destul de clar și domnul care a venit și v-a predat săptămâna trecută documentația. Același lucru v-a explicat. Nu se semnează acte adiționale, 1, 2, Romconstructul trebuia să se oprească când a ajuns la concluzia că 6, atât am fac, domnule, 6 miliarde 900, da? Diferența ce v-a explicat? Trebuia făcut contract separat, scos la licitații. Bine că, în general, nu avea să vină un alt constructor să continuă lucrare începută de X. Da. Era altceva. Dar ei trebuia să se oprească. Aici este adevărul, doamnă Cucu, și vă dau perfectă dreptate. Din luna iunie, de când am plecat și au început lucrările, ei când au venit cu prima vorbă, domnule, vedeți că aici, în afară de centură, eu nu am bani prevăzut să mai tot, că nu mă pricep la chestia asta și scălții, atunci trebuia chemat domnul proiectant, v-ați fi întâlnit și vedeați despre ce este vorba. Și foarte bine cât lui vedeți, vedeți, păi da, 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 vedeți că ați început lucrurile, trebuia chemat proiectantul la locul să vă spună. Ei au o asigurare, proiectanții au și o asigurare, am înțeles, făcută, nu știu pe cât. Dar așa este, când s-a văzut această problemă că se depășesc sumele, trebuia blocată lucrarea, veniți, discutăm, vedem ce este și cum. Ar nu se merge acum, ajungem când primăria va pierde banii, dacă nu mergeți mai departe, inclusiv banii așa care îi puneți dumneavoastră și o să rămâneți fără bănuți. Dumneavoastră să vă duceți vorba până la capăt, ce ați vrut să spuneți, că pentru 9 miliarde, dacă unitatea va pune 1,5 miliarde și vreau în calitate de ordonator de credite, vă asumați această treabă, este foarte bine, da? Dar ideea asta era, cât am fost, deci până în data de 20 iunie, eu am avut chemat tot timpul, dar când au început lucrările să avanseze mult mai mult, trebuiau opriți ședința Consiliului Local, ce facem domnilor colegi? Domnul și le spuneam despre ce este vorba, da? Acum, deși știu eu, unii colegi înțeleg, alții nu înțeleg, doamna Cobus le-a explicat și cred că au înțeles despre ce este vorba atunci când lucrezi și cu banii europeni, așa? E o chestie cam delicată treaba asta. Dar dacă dumneavoastră le dați bani, noi putem să-i dăm și în judecată, da? Luați legătura în ideea să nu pierdem bani și cu un domn jurist care este pe litera legii și vedeți despre ce este vorba. Într-un singur cuvânt, nu trebuiau lăsați să vină atât de departe ca și lucrarea. Eu am zis și altceva. Da. Problema acum a pus-o dumneavoastră că de când a început Cătălin, da? Domnul primar, acum. Da. Dar sunt, când au fost constructori aici, au zis că de pe vremea dumneavoastră au venit și au făcut niște notiții în fiecare joi sau trebuie. Și le avem. Păi, alea trebuie să luați. Da, sunt alea. Sigur că alea se vor face. Deci, alea sunt. Sigur că da. Lăsați-mă și pe mine. Dacă cetățenii comuni scorțeni, ales pe noi ca consilieri, pe noi care suntem aici 13 consilieri, căminul respectiv care l-a făcut pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru vorbim de aici, se punem la 1,6 miliarde sau 600 de bani. S-au greșit cadrii, s-au făcut ce s-au făcut, vă cred. Dar s-au făcut pentru mine. Și le-a greșit, nu-ți plătească. Nu să plătească. Să vă plătească la 1 miliard. Să plătească le greșit. Nu, vă spun. Eu mai zic și altceva. Dumneavoastră de cine? Dacă ei au licitat mai puțin ca să prindă lucrarea, e problema lor. Ba da, așa au zis domnul primar. Domnul primar așa au zis. Dacă ei au licitat mai puțin ca să prindă lucrarea, e problema lor. Să pună ei bani. Și acum noi ne spunem la urmă. Acum hai ca să nu chem, nu prea face părerea noastră. O să ne punem să mai studiem. Da. Să punem, dați în cazul în care actele adiționale sunt legale pentru proiectul european. Că v-am spus, s-ar putea să atragem o infracțiune asupra Consiliului Local. Vreau să fim cercetați cu toți modelii toți și la un moment dat, dacă în cazul în care va fi o anchetă, va fi un dosar penal în cercetare, noi o să tragem toată asta. Trebuie să mai studiem să vedem disciplină. Nu, pune la vot. Să supui la vot. Dacă spuneți că ne punem la 1,5 miliarde, dar ne punem la 3.000 de lei pentru darea în folosința căminului scorțeni, să punem altă valoare la mijloc, nu? Căminul scorțeni. La căminul de la Florești? Dar nu se pune nimic, să vă punem bani și cum vă ce? Deci încă nu s-o dat în folosință când e vorba de 3.000 de lei. 30.000 de lei. 30.000, nu 3.000. 30.000 și supune. Și să facem și să facem. Haideți să hotărâm o regulă de bune practici la toate solicitările astea cu privire
de întrajutorare, ajutorarii, susținerii, rezolvarii a problemelor din comunitate. S-a deschis cutia Pandorei atunci când a fost cu doamna Neacșu, a venit și doamna Pușa și de acum vor veni din, de pe raza Comunei Scorțeni câteva sute, pentru că asta este realitatea. Suntem o familie, o comună cu probleme. A venit la primărie o solicitare privind racordul la energie electrică. Că nu are despre energie electrică. Nu contează despre cine e vorba. Important este solicitarea, da? A unui cetățean. Știți? Nu știu acum, că mai sunt și alți cetățeni și alte cetățenii care n-au, care... Că nu cred că dumneavoastră ca primar sunteți foarte chiaburi sau oricare dintre noi. Fiecare are problemele lui. Mici sau mai mici sau mai mari. Nu știu cum să procedăm să nu fie nici... Casă de binefaceri. Da, primăria casă de binefaceri. Pot să vorbesc eu aici? Da. Sunt hotărâm, deci de asta zic, să luăm... Fiind președintele celui de-a treia comisie, care include și cazurile sociale, eu cred că toate solicitările care vin din partea oamenilor sunt bazate pe niște chiar cazuri sociale care nu pot sau nu pot să-și facă singur. Deci trebuie făcut o triere, deci care poate, care nu poate, ca să avem un raport tot la nivel de primărie, cred, și oamenii ăștia care chiar nu pot și scazuri sociale, trebuie să ajutați. Din partea mea, din ce cauză? Când s-a făcut alegerile de primari, toți domnii primari care au fost în competiții și-au asumat și chestia asta, dacă stau bine și mi-o amintesc. Da. Ajutăm oamenii și asta. Și eu zic că trebuie ajutat. Părerea mea. Ca și... Atunci vă mâneți dumneavoastră la comisie. Deci trebuie... Și o... Deci ar trebui să formăm o comisie din autoritatea electorală, tutelară, primar, asistent social, asistent medical, asistent... Da. Social din cadrul exact. Exact. Și dă la acordul. Da, este caz social sau nu este caz social? Exact ce a spus domnul Sănătate. Și primim o comisie și în funcție de cere... Acestă social la comisie. Da, sau sunt altele mai grele, mai grele, mai grele, mai grele. Poate acest domn vrea să-i se bage curent, să-i se raporteze la curent, dar nu are bani pe urmă să-l plătească sau... Da, verificat, făcut anchetă socială... Și mai ales, domnul primar, încă un caz, tot social, pe asta vreau să vorbesc înaintea doamnei vice. Avem în satul Florești chiar un caz social, familia Idcor, sunt doi frați care, nu știu, părerea mea, nu-i duce capul, nu s-au înscris măcar la ajutorul social, deci nu poate să vină. Au o casă care se dărâmă pe ei. Rugămintea mea, în următorul an, nu acum, să facem un proiect de hotărâre pentru ajutorarea și construirea unei camere. O singură cameră cu ajutorul primăriei. Nu știu. Bine. Să consemnați chestia asta. Până atunci, dacă asta, casa, iarna asta o să cadă jos sigur și găsim morți acolo. Ducerea unui modul, dacă există, la vreau să vă spun, am făcut demersul doamna Vici, la prefectură, la ISU Bacău, pentru a ne da două moduri, pentru cazuri sociale, tot așa, e un caz la Grigoreni, la Șpejaru, și pentru întitimpul decedat, doamna de la Grigoreni, Vărvărici. Așa. Ei, răspunsul a fost în felul următor. Acele module se dau doar după calamități. Foc și incendiu. Au destinații speciale. Exact. Chiar am făcut demersul necesare. Asta e legea. La anul să dea Dumnezeu să fie. Păi în cazul ăsta... O să găsim, o să mergem pe sponsorizări, poate, dacă Doamne iartă-mă.
mă duc la cineva, poate îi dă 200 divorțați, mergem la cineva, poate îi dă 10 clienți, adică și cu forțe de muncă de la ajutorul social, putem să ajutăm. Nu trebuie mult, o singură cameră să aibă, să locuiască ca să nu mai aibă da, acolo... Da, acolo. Da. Mai am eu o problemă. Da, da. Problema directorului de la școală. Toată lumea zice că nimeni nu-și ia responsabilitatea pentru că nu este cu examen, nu este pe post fix, nu este... Da. Trebuie totuși să vină și să discute și cu noi, că am înțeles că sunt probleme și mai grave. Au început cu țigările, cu iarbă, au început, vin alți copii, foști elevi de-a noștri, să duc la clasa 8-a, să duc, intră care cum vrea. Deci trebuie să vedem ce se face cu directorul. Orice risc la inspectorat, să vină un domn, o doamnă de la Bacău cu examenul luat, că aici dacă nu a depus nimeni pentru candidatura pentru... Director. Așa, deci nu-și poate lua responsabilitatea. Dom'le, se întâmplă ceva, nu sunt director, sunt interimar, sunt fără examen. Așa. Deci, trebuie văzut și venit și discuta și cu noi. Și cu noi aici. La noi, spre exemplu, la Bacău, nu la mine, la școală, au început păduchii. Plin. Eu vreau să fac tura viitoare, la ședința următoare să fac un proiect de, să-l propun eu, să-l fac eu, să vedem cum, așa. Fetele care sunt de la UNICEF să vină lunar, dar lunar, să ne prezinte un raport nou personal, că am fost la clasa, la grădiniță, grupa mică, mare, mijlocie, am găsit râie, rap în păduri și etc. O situație specială. Deci, în fiecare lună, că de-aia am înțeles că să primesc săpunuri, să primesc... Eu n-am auzit că s-au dat, care sunt, că sunt și la noi. Cazuri, da, să primesc de toate, să vedem și noi oamenii care au primit. Că sunt țiganii cu mătrii mei, care au... Așa, sunt ăia alu panțărul de pideal, care cad casa, prin tot la fel am fost săptămâna trecută, e un dezastru. Să vedem, s-o luat ceva vreo... Dom'le, te-ai dus la el și i-ai spus, m-am spălat, băi, ia și tu și te spală, vin și te caut, să te văd, ai și tu un prosop, dacă tot primesc, să nu stai acolo în magazin să se strici sau să se dea pe colo, pe dincolo și pe la prieteni și pe la dușmani. Da. Și în privința, deci chiar vă rog, domnul primar, în privința directorului, să vedem și noi, să-și ia responsabilitatea, să vină să discute cu noi. Da. Domnule, asta este. Și vreau să spun, un director interimar, conform legii, sau orice persoană publică care este interimară, are aceleași atribuții ca o persoană interimară. Să vină atunci să discutim cu noi, că am înțeles că omul mai fost chemat și nu a putut, că nu are, că nu știu ce. Deci trebuie chemat la următoarea ședință și văzut. Eu proiectul de lei, proiectul fac, Niculina, am ajuns să-l fac pentru fetele astea de la... Da. Da, doamna doctor, cum s-a zis doamna doctor, ea nu este rădită, ea nu este, deci trebuie, făcut ceva. Dați-mi voi, mâine dimineață o să facem ședință cu domnul primar, cu toți funcționarii și o să transmit colegilor de la UNICEF, chiar până la sfârșitul anului și până la sfârșitul anului, să facă aceste... De acum mai este o săptămână... Da, dar... Să facă și un raport de activitate care să depună în fața frunzea. Eu fac proiectul ca să aprobi luna viitoare. Domnul primar, ca un domnul gospodar, cred că sunteți pregătit pentru copii care se prezintă. Da, da, asta e să aveți aia 5.000 de lei, domnule primar, care i-am lăsat o primuriță, da? Trebuie să-i dăm la 1.600.000 ori, mai bine din fond, punem și dăm și la... Nu, nu! Doamna Ceaucu, am lăsat 5.000 de lei de la începutul anului, din sponsorizări, să știți acest lucru, pentru copilat, da? Și acum îmi prezint cheltuirea celor 5.000 de lei lăsați ca și sponsorizare. Da. S-au achiziționat 250 de pachete pentru 250 de copii. Da. Pachetele sunt făcute de Selgros. Mâine vor sosi. Fiecare pachet este cu o valoare de 20 de lei. Și transumă de... Bine. Pentru sărbătorile de iarnă, pentru toți cei care organizează date și obiceiuri în zonă. De asta ați avut un proiect în ședința trecută, din motivii neștiuti, de asta ați avut o urgență, nu ați stat să ne-l prezentați mai pe larg, să vedem exact intenția dumneavoastră. Da. Să știm că toți cei care organizează comune, organizează și ne ajută pe noi și ne reprezintă ca comune în toate zonele. Intenția... Nu știu dacă dumneavoastră... Păi explic acum. Intenția mea era felul următor. Ca PIC 31, prin scena parcului, tinerii care prezintă date și obiceiuri, cu o comisie în spate, formată din 2-3 consilieri și 2 angajați, să stabilim
Și avem un fond din premierii de 1500 de lei, să dau un exemplu, din care locul 1 a 5 milioane, locul 2, 2 milioane, în funcție, și să dăm la fiecare care participă o anumită sumă, pentru că așa este frumos. Și a doua propunere era pentru a ajuta cu închirierea unui autocar și să ducă tinerii la datini și obiceiuri. Acum e tardiv pe anul ăsta să mai facem, că nu mai am ședințe în Consiliu, ca să poți să... Desfacem un atentat, domnul. Avem discuții din cauza proiectului care l-a spus dumneavoastră atunci, că a spus că noi, Consiliul Local, noi nu am fost de acord cu propunerea dumneavoastră. Dar nu s-a venit să ne aduceți la cunoștință intenții dumneavoastră, bunii sau mai puțin bunii. Noi nu am știut. Și s-a luat în... Dumneavoastră n-ați fost la ședința din comisie, că, cu comisia... Buget Finanț, nu fac parte așa, din comisia. Ei, cu o zi anterior am explicat, că am spus că am urgență la Bacău, așa, cu tot pentru interesul instituției. Și dânsul a înțeles, acum dacă nu s-a transmis... Păi nu mi s-a transmis, nici la un simplu proiect, domnul Amărăș, dacă vă rădăviți, te pleca. Dar nu-i vorba de plecat. Era domnul Gelu Zamfirescu lângă dumneavoastră și a spus-o în felul următor. Și am zis că am venit cu propunerea atunci. Da, suntem de acord, doamna Cobuz este și dânsa aici. Din sponsorizări, tot la fel, să ajungem să putem plăti măcar autocarul. Doamna Cobuz, adevărat sau nu? Da, și era și domnul Zamfirescu când a zis, s-a spus chestia asta. Unde n-am fost de acord, când s-a citit, acolo zicea că se aduc echipe din Dâmbovița, din nu știu ce, la care domnul primar a spus că domnul secretar atunci a luat de undeva și nu-ți poate asta. Dar într-un singur cuvânt, noi am spus și atunci, da, suntem de acord, dacă sunt bani de sponsorizare, dacă nu, la anul, când construiți bugetul domnului primar, să aveți în vedere să puneți acest bani pentru, da? Asta a fost și a fost discutat, vin cu rugăminte, da. Asta e toată treaba. Nu trebuie ce spus de vorbit în față. Deci erați acolo lângă domnul Gelu Zamfirescu. Da, da. Da? Asta e. Nu s-a aprobat proiectul. Asta nu s-a aprobat. Că nu s-a discutat de la... Exact. Dar știți care a fost problema? De ce nu? Pentru că era pus că aducem formații din Dâmbovița, nu știu care din Botoșani. Dar e primul asta. Vreau să vă întreb ceva. Am o suspiciune. Nu știu dacă se confirmă sau nu. Ne-ați răspuns mai bine. Să puteți confirma acum. Avem stația și boxele din dotare care sunt pentru scena respectivă. Asta vreau să vă spun. Nu știm, dumneavoastră, le aveți în dotare? Sunt în sub inventariile noastre? Sunt în inventarul primăriei, domnul Roșu a spus că sunt la reparată. De când am plătit-o, de-am trebuit să dați la reparată. Am un zbor că totuși nu sunt în instituție. Și niște drujbe. Și cred că se apropie sărbătorii de acum, de când sunt la reparat și dacă nu le aduceți acum, vă spunea ce sunt 2017 decembrie. Auziți, domnul primar. Luați legătura, vorbim. Materialii, confortul celor care vor veni să prezinte. Da, bine, da, da, să văd cu cine are contractul. Da, nu știu. Domnul primar, rugămintea mea este că dacă tot nu se știe de inventarul care este, următoarea săptămână, două săptămâni, fișa inventarului primăriei Scorțeni cu totul ce este inventar. Eu sunt foarte de acord la următoarea ședință. Așa. Inventarul comunei, domeniul public, domeniul privat, documentii, tot, prezint în fața dumneavoastră, o să dureze mai mult, o oră, îl citesc. Dar nu contează bunurile astea. Nu, dar la fiecare parte o foaie. Nu vrem să creăm suspiciuni nici asupra domnului Ambăruș, nici asupra dumneavoastră, nici asupra viciului primar. Foarte bine. Dar rugăm ca să fie cât de timp. În contabilitate, îl solicit. Și sursa de la centrală, că eu am intrat acolo la centrală și e un pericol, neavând sursa... Și unde? Da, sunt de la centrală. Nu este deloc. Toate bunurile astea, noi, ca Consiliul Local, e foarte bine ca la cunoștință, o să le urmărim în fiecare ședință, până dumneavoastră o să veniți cu un proces verbal încheiat, cu preluarea acestor bunuri. Nu, pe 31 decembrie, oricum, să fac inventarea asta, intru obligații. Și eu, ce vă pot spune, că o să formez o comisie la nivelul primăriei, unde? Doamna Vici va fi președinte, da. Contabilitate, cine are dreptul conform legii, o comisie de inventariere, cu toate bunurile exact. Care... Dar nu mai spuneți consilieri și care nu sunt, nu numai comisia de excepție, cum aveți trei consilieri, care sunt din jurul... Să fie consilieri, problemă, și domnul Vasile, și domnul Cipcă... Domnul Cipcă este! Domnul Cipcă este! Din octombrie, când ați solicitat atunci!
Păi dar dânsul nu știe. Dar dânsul nu știe ce este comisia. Domnul secretar. Dar nu înțeleg nimeni. Domnule, dacă domnul secretar nu l-am din la investiție și cu probleme, nici doamna că v-aș mai mutim să-l duc la cunoștință. Nu, dacă eu am văzut că s-a schimbat comisia. Când s-a schimbat, să pleca. Dați-mi voi, dați-mi voi. Dispoziția de schimbare a comisiei. A tuturor comisiilor de lucrări, nu știu ce a întocmit domnul secretar, trebuia înaintată fiindcărui consilier, fiindcărui membru din comisie. Dacă ziceți că sunt din octombrie, ce din activitatea a fost făcută și eu nu știu. Domnul Ivan, vă rugăm să-i prezentați ceva, nu avem nimic personal, nu știu, domnul secretar, poate este o problemă a lui de sănătate, poate de însu are problemul lui. Prindeți nouă, că e de atâtea lucruri. Trebuie văzut exact, mai stăm dacă... O preluat toate prerogativii domnului secretar. De asta aveți o informare, poziția lui... Da, da. Secretar în concediu. Câte luni? Medical, face tratament pe la Bacău, pe spatele. Auziți? Nu știu, omul când e în concediu medical, nu poți fi... intangibil, adică nu poți să-i faci nimic. De când când își dă demisia, atunci fac demersul necesar. Dacă pleacă sau dacă... Dacă își dă demisia pistunan, tu nu puteți face nimic sau poți să-i... Exact, dar de om, nu e demisia. Exact, dar de om, nu e demisia. Ce perioadă are dreptul dânsul de concediu medical conform legii? Conform legii 120 zile. Dar îl bag în comisii după aia, pensionarii. Mai mult trebuie. Dacă e întrerupt 120 zile, dacă sunt întrerupte, nu îl bag în comisii. Nu bag. Dacă sunt întrerupte, eu mănâncă. Noi nu vrem ca doamna Niculina să atragă toate atențiile noastre asupra dânsii, că nu are nicio vină. Ea îl sublinește pe domnul secretar. Nu este obligația ei personală. Trebuie să o credeți și pe dânsa, că poate mai rămas niște alte scăpate sau nu știu ce. Dar trebuie să o credeți. La început nu se știe toate. Nu poți să le știi toate la început. Doamna Niculina se urmează. Să fie următoare. La cererea domnului primar, dacă spuneți domnul mai sunt probleme așa, de nu, nu. Cine, nu. Atunci declarăm închisă ședința. Și eu vreau să vă spun așa, vreau să vă spun la mulți ani tuturor, mulțumesc de colaborare, am plecat la drum așa, cum să spunem, până ne învățăm, Pirișiuri nou și dumneavoastră noi. Nu sunteți nou, domnule primar. Nu, nu, nu. Doamna a compus, da, și doamna a compus ca primar, ca primar sunt nou. Și vreau să colaborăm cu viitor, cu transparență, cu împreună. Să fie bine și pentru toată comunitatea la mulți ani.